Mănăstirea Putnaș sărbătorește hramul istoric marți, 15 august. Cu acest prilej, la Putna au loc în perioada 12-16 august mai multe evenimente duhovnicești, liturgice, dar și cultural-istorice. Printre acestea se enumeră și aducerea spre închinarea sfintelor moaște ale Sfântului Iacob Putneanul din Paraclisul, Sfinții Apostoli Petru și Pavel al mănăstirii în baldachinul special amenajat din incinta mănăstirii. Evenimentele vor fi transmise în direct pe pagina de Facebook și pe canalul de YouTube al mănăstirii. Marți, sărbătoarea va începe la ora 7 cu slujba acatistului și ceasurile, urmată de Sfânta Liturghie Arhierească la praznicul Adormirii Maicii Domnului la ora 8:30. La ora 19 va fi slujba privegherii la pomenirea Sfinților Martiri Brâncoveni și a Sfinților Ctitori ai Mănăstirii Putna.